Acatistul Sfântului era Spiriton, episcopul trimitundiei ei. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, slavăție Dumnezeu nostru, slavăție, slavăție Dumnezeu nostru, slavăție. Împărate cere mângăitorule Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate replinești plinești vistierul bunătăților și de viață. Vinuște și te sătăjulește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule suletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, stă fără de moarte, mirește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, stă fără de moarte, mireștene pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, stă fără de moarte, mireștene pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă treime mireștene ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de cele noastre. Sfinte, cercetează și vine că noastre pentru numele Tău. Doamne, mirește! Doamne, mirește! Doamne, mirește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispite cine ne de cele rău, este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Troparul glasul întâi Soborului cel din tâi te arătat apărător și de minun făcător, purtătorul de Dumnezeu spiridoane, Părintele nostru. Pentru aceasta cu femeia cea moartă în groapă, tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat Sfintele Rugăciuni, Înger, ai avut împreună cu tine slujim prea sfințite, slavă celui ce te-a preamărit pe tine, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Contacul întâi Apărătorului credinței dremăritorilor cu viosului Părintelui nostru Spiridon să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare, toți prin care care înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhii Spiridon, mare făcător de minuni! Icosul întâi, păparele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale, prin care ai rușinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinței noastre. Cu umilință te laudă cu cântări ca acestea, bucură-te ierarhul Mântuitorului Hristos, bucură-te scăparea celor ce năzuiesc către tine, bucură-te îndreptătorul credinței, bucurate ajutătorul celor necăjiți. bucură că mintea păgânilor tu întuneci, bucură că și tu ai lucrat sărucirea credinței, bucură că pe cei potrivnici vitejești ai gonit. Bucură-te cel ce pururea nouă te a arătat purtător de biruință, bucură-te făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te cel ce cu blândețe primești la tine pe cei ce au greșit, bucură-te învățătorul dogmelor creștinești. Bucură-te care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți, bucură-te Rar spiritul Spiridon Mare, făcător de minuni. Condacul al doilea Deși nu avem în destulată vrednicie și pricepere noi ticăloșii pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunele tale, dar pentru că din suflete curate și din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri primeștere de Spiridon, de la noi care cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Icosul al doilea, care dintre noi păcătoși s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine. Dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre celor trupești care sunt lucrare de la vicleanul diavol, dar având, prin mulțimea înțelepciunei tale și socotind slăbiciunea firii noastre cu minostivire, pentru necazurile ce ne-au cuprins, primește cântarea aceasta. Bucură-te cel ce din pânte ce ai fost ales de Dumnezeu, bucură-te cel care fără învățătura filozofică ai fost lege apărat biruin pe filozofi. Bucurate Arhiereule, împotobit cu darul Sfântului Duh, bucurate comora legii noastre cea mult prețuită. Bucurate de la care și cei mai învățați legiuitori s-au povățuit. Bucurate la arhiereilor și adascărilor, bucurate potaba Bisericii lui Hristos, bucurate mustrătorul obiceiurilor celor ale ereticilor. Bucurate că din pruncii ai fost plin de înțelepciune, bucurate că la soborul cel de întâi te-ai arătat mare învățător. Bucură-te care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea, bucură-te cel ce și astăzi de la noi credincioși nu te depărtezi. Bucură-te, Sfinte Ierarhe, Spiriton mare făcător de minuni. Condacul al treilea, împovărați de multe ispite și noi anul păcatelor celor mai vătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe. Ajutorul celor fără de nădejde, de mângâierea celor necăjiți, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia. Icosul al treilea, darul Duhului fiind cu tine, deși în tinerețe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare, la bătrânețe însă, fiind cu înțelepciune, ai știut a păstori și turmele cele cuvântătoare ale credincioșilor și la soborul cel din te-ai arătat apărător și de minun făcător. Pentru aceasta să aducem cântarea, bucură-te episcopul trimitundii, bucură-te lauda poporului celui credincios. Bucură-te, tămăduirea bolnavilor, bucură-te că ești rugătorul lui Dumnezeu pentru cei cuprinși de patim, bucură-te că din primești de mântuiești pe cei ce alargă la tine. Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor trupești și sufletești, bucură-te că oricine alargă la ajutorul tău nu iese neajutorat. Bucură-te, tămăduitorul rănilor celor de moarte, bucură-te că la orice întâmplare fiind chemat ești grabnic ajutător. Bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te, a tuturor, bucură-te, acoperământul și scăparea noastră. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni, condacul al patrulea, mult milostive, Părinte, primește rugăciunea aceasta noastră a păcătoșilor și cu ta bunătate și milostivire, mijlocește către ziditorul tuturor, pentru ca să dăruiască vindecare și sănătate robilor săi, celor ce te cheamă în ajutor și cu tine cântă lui Dumnezeu, aliluia. Icosul al patrulea Astăzi, stând înaintea icoanei tale, noi nevrenici, ca și când ne-am aflat chiar înaintea moaștelor tale, de care bogăție suntem lipsiți. Și mărturisind minunele tale, Sfintei și Spiridon, ascultă această puțină rugăciune și întinde dreapta ta cea puternică și binecuvântătoare spre aștorul nostru. Pentru ca după vrednicie să săvârșim cântarea aceasta, bucură-te cel ce cu îngerii slujitor, bucură-te că ești și cu oamenii, cu trupul petrecător. Bucură-te cel al cărui trup astăzi săvârșește minuni, bucură-te că încălțămintele tale slujesc drept dovadă, bucură-te odor neprețuit al ostrovului Corfu. Bucură-te că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit, bucură-te cel ce nu curut o steneala pentru a face binele. Bucură-te celor ce știu minunele tale, bucură-te stâlp neclintit al creștinătății, bucurăte te lauda patriarhilor și a cuvioșilor monahi. Bucură-te că, slujindă Miserică, Serafimii te umbreau, bucură-te prin care slujba Sfintelor cu să săvârșeai. Bucură-te, Sfinte era Spiridon, mare făcător de minuni! Condacul al cincilea Așa precum la Osroful Corfu, unde sumaștere tale cu minostivire cercetezi și vindești toate neputințele poporului celui binecredincios, care așteaptă ajutorul tău, îndură-te și de noi nevrednici, și trimite ajutorul tău și ne izbăvește de durerea ce ne-a cuprins. Întărindu-ne a cânta lui Dumnezeu cântarea aceasta, aliluia, Icosul al cincilea, pentru ca să arăți marea ta minostivire neamului omenesc, tu izbăvești din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii, când cer ajutorul tău puternic și din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea. Bucură-te, cel prea bun al corăbilor celor învăluite, bucură-te, scăparea deznădăjduiților înătători. Bucură-te alinarea valurilor tulburate, bucură că prin suflarea ta valurile se potolesc, bucură-te că risipești cu rugăciunea ta furtuna, bucură-te că se luminează prin a ta mijlocire întunecimea norilor, bucură-te că ești tare ajutător celor de tunet înspăimântați, bucură-te izbăvitorul celor înfricoșați de săgeata fulgerului, bucură-te că tu mijlocind către Mântuitorul ne izbăvești de orice primești, bucură-te nădejdea și scăparea noastră de acum. Bucură-te și pentru noi păcătoși care în toate primești de la tine năzuim, bucură că pentru că nimeni din cât se leargă la tine nu rămâne fără de ajutor. Bucură-te, Sfinte Rarhi, Spiridon, Mare Făcător de Minuni. Condacul al șaselea Cinstitorule de Dumnezeu și Dumnezeescule Spiridon, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta. Și prin Sfintele și de Dumnezeu primitele tare rugăciune, izbăvește de războiul ce ne înfricoșează precum ai izbăvit pe cei care erau învăluiți în mare când au chemat ajutorul tău pentru ca și noi, ca aceia, să aducem lui Dumnezeu cântarea Aliluia. Icosul al șaselea Ierarhul al lui Hristos, cinstit de slujitor al darului, sulește nouă păcătoșilor mijlocirile tale cele bogate către stăpânul, pentru ca să ne învrenicim noi păcătoși a ne împărtăși de bunătățile sufletești și trupești cele făgăduite credincioșilor creștini și să scântăm. Bucură-te, Sfinte Spiridon, Ierarha lui Hristos, bucură-te, de slujitor al darului, bucură-te, vindecătorul bolnavilor, bucură-te, mir care alungi toată durerea, bucură-te, roua cea răcuritoare de fierbințe a celor mai cumplite, bucură-te că prin arătare rugăciun rugăciuni slăbănogii se întăresc, bucură de aproape ajutător al celor cu în multe primejdii. Bucură-te că tu roși pe Domnul pentru toți că se află pe patul durerilor, bucură că și noi păcătoși de la tine cerem ajutorul. Bucură-te că, văzând chipul tău pe icoană, toată durerea ni se alină. Bucură-te, mare mângăitor al celor ce pătimesc. Bucură-te, tare sprijinitor al celor neputincioși. Bucură-te, Sfinte Arhe Spiridon, mare făcător de minuni. Condacul al șaptelea O prea minostive și mult îndurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută și miluiește cu iubirea ta de oameni, izbăvindu-te toate asupririle și de tonecazul care i-a cuprins din pricina mulțimii păcatelor. Și precum pe socra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, așa ridică și pe robii tăi din primejdea în care se află pentru rugăciunile Sfântului Rar Spiridon cu care împreună scântăm. Aliluia! Icosul al șaptelea Toate puterile cerești, lăudând credința ta cea tare către Dumnezeu cu tine împreună slujesc zitorului lumii celui fără de început. Iar noi, nepricepându-ne de altă rugăciune, să aducem aceste cuvinte de laudă bucură cel ce ai strălucit credința prin minuni, bucură că prin credință ai putut face minuni, bucurate că rugăciunile tale niciodată n-au rămas neascultate. Bucurate te înțeleptule rugător către Dumnezeu, bucurate te tămâie bine primită înaintea Domnului, bucură-te cel ale cărei rugăciune a din primejdi. bucură cel ce biruiești puterile celor fără de lege, bucurate tare aștător al credincioșilor, bucură-te tăria cetăților cel de popoale drept slăvitorilor. Bucură-te din miricirea zidurilor celor tare, al celor fără de lege, bucură că tiranii sunt biruiți auzind de puterea credinței tale. Bucură-te temelia asupra căruia, se se așezat semnul crucii, bucură-te sfinte, erar mare, făcător de minuni. Condacul al optulea Toți ocârmâitorii binecredincioși, având nădejdea către tine în orice întâmplare, nu se vor rușina sfinte, erar spiridon, fiind o creștinătății mare folositor. Pentru aceea nu trece cu vederea și ale noastre rugăciuni minostive și ne ajută și ne izbăvește de toate nevoile, măcar că suntem nevreniști de această dobândire. Și vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu Aleluia, icosul Al octulea. Având puterea darului primită de la Dumnezeu, tu ai prefăcut seceta în ploi, precum și mulțimea presusitoare a ploilor prin alătarea rugăciun sfinte s-a contenit și de foame de aceea înspăimântătoare a scăpa poporul cel ce o aștepta risipindu-se jidnițile strângătorilor de grâu pentru care cântăm ție acestea. Bucură-te scăparea celor amenințați cu foame, te-a că tu ca alții el ai prefăcut seceta cea tare a vremii în ploi. Bucură-te cel prin care le cărei primite rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare. Bucură-te nadejdea cea bună a lucrătorilor de pământ, bucurate mulțumirea celor ce seamănă cu credință. Bucură-te secerișul cel îmbelșugat al semnătorilor, bucură-te cămărașul cel bogat al săracilor, bucură-te că în orice vreme de secetă cerând ajutorul tău și dobândim. Bucură-te că de la tine primim ajutor purure, bucură-te mângâiera celor cuprinși de nevoi. Bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te țarină bine roditoare, bucură-te sfinte, rare spiriton mare, făcător de minuni. Condacul al nouălea Făcătorile de minuni Sfinte Erarhii Spiridon, după cum în vremea lui Constantin și ale Constanțiu, prin ale tale rugăciuni, a izbăvit poporul de de aducând peste semănăturilor ploi hrănitoare și risipind jinițele strângătorilor de grâu. Așa și astăzi trimite mila ta asupra poporului ce locuiește în țara aceasta, dăruindu-i în și timp roditor, pentru ajutorul sărmanilor și al pruncilor cu care împreună vom cânta lui Dumnezeu, Aliluia, Icosul al nouălea. Când ai auzit pe săracul acela cerându-ți ajutor la necazurile lui, nu l-ai îndepărtat prin cuvinte întristătoare, nici l-ai deznădăjduit de la bogata dobândire, ci prefăcând șarpele naur l-ai dat cu binecuvântarea ta spre întrebuințare și l-ai scăpat din cumpăna nevoilor pentru care auzi această laudă, bucură-te bogăția săracilor, bucură-te ajutorul celor lipsiți, bucură-te că ai schimbat șarpele nauri, aur, bucură-te că ai prefăcut firea jivinii în metal. Bucură-te că prin aceasta ai arătat netrednicia metalului cea măgitoare a fi de trebuință numai în cele de folos. Bucură-te că prin aceasta săracul s-a mântuit, bucură-te că ai ratat minunea ta împrumutătorului, bucură-te că prin rugăciunea ta iarăși în șarpe s-a prefăcut aurul. Bucură-te că moara a săracilor, bucură-te cel că al cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca. Bucură-te vistierul darurilor lui Hristos, bucură-te că averea lumea acesteia nu ți-a trebuit. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Spiridon, mare făcător de minuni, condacul al zecelea. Asemenea, săracului acelea, socotindu-ne și pe noi, care suntem sărași de faptele cele bune, dăruiește neajutorul tău cu care biruim toate pornile vrăjmașilor deasupra noastră și năvălirea șerpilor otrăvitori de gânduri care se luptă cu noi neîncetat să dobândim cele spre folos pentru viața aceasta și pentru cea viitoare, cântând împreună cu tine lui Dumnezeu, aliluia! Licosul al zecelea. Cine nu se va înfricoșa de lucrurile tale când va auzi cum cea moartă din mormânt a răspuns când a întrebat-o și cum au fost izbăviți corăbierii de necare? Pentru zavistuitul pe care l a izbăvit de la moarte și pentru toate minunile tale toți să aducem această laudă. Bucură-te ajutorul văduvelor, bucură-te descoperirea lucrurilor celor neștiute, bucură-te și cea moartă ți-a răspuns pentru credința ta, bucură-te că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioși să amuțească. Bucură-te că tu pe toate acestea le-ai făcut pentru credință, bucură-te că ai săvârșit minuni de care s-au îngrozit ale și păgânilor. Bucură-te că pentru slava ziditorului ai voit a face acestea, bucură-te că bunătățile pământului nu ți-au trebuit. Bucură-te că ai adunat avuțiile tale în cer, bucură-te că și astăzi tot de acolo se revarsă mirele tale. Bucurate și pentru noi care mulțumim ție pentru toate câte ne dăruiești, bucurate că pentru toate cântăm ție bucurate, bucurate Sfinte, rar în mare făcător de minuni. Condacul al 11 lea Auzind ce a moartă glasul tău, din mormânți a răspuns la întrebarea ce ai pus, și precum cu credință ai făcut trupul cel fără suflare să dea glas, așa cum stivire, fă și trupurile noastre acestea lipsite de bunătăți să dobândească sănătate și mântuire, pentru ca și noi împreună cu tine, Sfinte, să aducem lui Dumnezeu cântarea Aleluia. Icosul al 11-lea Doctorul sufletelor și a trupurilor, Sfinte Rarhe Spiridon, care pe împăratul Constantin l-a izbăvit de boala ce avea, și pe copilul femeii cele de atunci l-a întors la viață, întoarce și ticăloasele noastre suflete, cele moarte de mulțimea păcatelor ce le-au cuprins, din îndemnul diavolului și primește spre plată mulțumirea aceasta. Bucură-te, tămăduirea credinciosului împărat, bucură-te, scăparea copilului femeii ce îl cera pe moarte. Bucură-te că prin tine a fost bucurată mama copilului celui vindecat, bucură-te, bucuria maicilor celor iubitoare de fii. Bucură-te, a zis și împăratul Constantin, bucură-te, ți-au cântat cu lacrim femeia aceea și fiul său. Bucură-te, cel al cărui leacuri nu sunt amăgitoare, bucură-te, scăparea femeii cele destrânate care a îndrăznit a se atinge de tine. Bucură-te că văzând o desfrânarea ei, pocăindu-se, s-a curățit. Bucură-te a strigație desfrânată aceea dacă a scăpat de păcate. Bucură-te tămăduirea trupurilor noastre, bucură-te izbăvirea sufletelor noastre, bucură-te sfinte rare mare făcător de minuni. Condacul al 12 lea Nu cere mai multă îndurare de la tine, Părinte, decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău și pentru numele tău și mijlocirea ta. Au dobândit de la împăratul cerului și al pământului vindecare bolilor, sănătate și sporire către cerea de folos. Pentru ca, precum aceia, așa și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Icosul al 12 lea Nu ne da morții prea fericite, precum pe femeia ce a căzut în păcatul de strânării, măcar că și de cât însa suntem mai păcătoși. Pentru că noi, rușinându-ne de faptele noastre cele ce din tinerețe ne-au cuprins, nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine și a cere ajutorul tău cu graiul ca acestea. Bucură-te mărturia celor ce și-au mărturisit păcatele către tine și s-au pocăit. Bucură-te mustrarea celor ce cu viclenie te înuiesc păcatele lor. te că nu suferi pe cei ce petrec în elegiuri. Bucură-te că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit. Bucură-te că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce se oprise spre smerire. Bucură-te că tu ai întors capra de la cel ce-o răpise aducându-o la stăpânul ei. Bucură-te că tu mai înainte ai descoperit lucruri neștiute care aveau să fie. Bucură-te că mulți văzând minunele tale au venit la credință. Bucură-te că și noi de la tine așteptăm tămăduire. Bucură-te și ne fii mijlocitor pentru iertarea păcatelor noastre. Bucură-te că ai bucurat cu minunile tale tot neamul creștinesc. Bucură-te astăzi și pentru noi păcătoși și ne miluiește. Bucură-te, Sfinte Rarhe, Spiridon, Mare, Făcător de Minuni. Condacul al 13 lea O prea bunule și într-o tot răudate, păr, lăudatule Părinte Spiridon, prime, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru a le tare sfinte rugăciuni și a sa iubire de oameni să ne dăruiască sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea bunule și într-o tot lăudatule Părinte Spiridon, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și asa iubire de oameni să ne sănătate și iertare de păcate, ca și noi împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Oprea bunule și într-o lăudatule, Părinte Spiritu, primind acest dar de acum, fi mijlocitor către înduratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugăciuni și asa iubire de oameni să ne sănătate și iertare de păcate, ca și noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Apoi se zice și cosul întâi, Popoarele credincioșilor, cunoscând mulțimea minunilor tale prin care ai rușinat pornirea reticilor cea fără de judecate asupra credinței noastre, cu milință te laudă cu cântări ca acestea, bucură-te erarhul Mântuitorului Hristos, bucură-te scăparea celor ce nășduzuiesc către tine, bucură-te îndreptătorul credinței, bucură-te ajutătorul celor necăjiți, bucură-te că mintea păgânilor tu întuneci. Bucură-te că și tu ai lucrat strălucerea credinței, bucură-te că pe potrivnici vitejdeștei ai gonit. bucură cel ce pururea nouă te-ai rătat purtător de biruință, bucură-te făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. bucură cel ce cu blândețe primești la tine pe cei ce au greșit, bucură învățătorul dogmelor creștinești. bucură care cu negrăită dulceață îndreptezi pe cei nepricepuți, bucură-te Sfinte Erarhie Spiridon Mare, făcător de minuni, condacul întâi apărătorului credinței drept slăvitorilor cu viosului părintului nostru Spiridon să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm bucură de Sfinte Erarhie Spiridon, mare făcător de minuni. Miluiește-ne pe noi Dumnezeu după mare minata rugăm ne ți auze și ne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru mira, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Patriar, Mitropolit, Episcop, Preos, Diacon, Cleru, Bisece, Cenu, Monahal, pe toți stări creștini care ascult acest acatit, acatist închinat Sfântul Ierar Spiridon, Marele Făcător de Minuni, împreună cu toți cei dragi lor din casa și lor, pe tot poporul lui Dumnezeu necăjit și întristat care trebuie în să de milă și dorul Dumnezeu. Pe toți care se află în călătorii, în slujbe în armată, în închisori, bărfan, pe văduși, pe vădă pe cei înfiați, în orferinate la zile de la de nervoase, care rabdă foame, este frig în primești de cumplite pe toți și cei mai apăsați și să mă rog pentru Dân și pe toți pe care nu are cine să-i pomenească, să roage pomenea pentru și care suferă cumplit în spitare și la casă lor pe toate care se află la naștere, pe toți și toate care se află în operații. Și pentru ca să li se ierte tuturor și nouă toată greșeala cea de voi și cea fără de voie, Doamne, Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și se slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.